Dragi telespectatori, bună ziua! Suntem din nou în studioul Baricada din Arad și continuând prezentarea unor aspecte interesante ale vieții muzicale arădene, m-am gândit să ne întâlnim mai pendelete cu unul dintre foștii noștri invitați, dar de fapt de mai multe ori invitați în studio, care, deși este la o vârstă eu zic fragedă, este elev în clasa a șasea, este deja foarte aproape de marea performanță artistică. Vorbesc despre elevul Ștefan Șimonca de la Liceul de Arte Sabin Drăgoi din Arad, care anul acesta, la fel de altfel ca și în anii trecuți, a obținut alături de normalele pentru el note maxime la învățătură, la cultură generală, cum se numesc cursurile pe care le face orice fel de elev în perioada școlară. A făcut o mulțime de performanțe, spun, în studiul instrumentului pe care el îl practică de la ce vârstă? De la 3 ani. De la 3 ani. Deci el e deja în anul 9 la instrument, la vioară. Pentru cei care nu au fost de față în fața televizoarelor atunci când au fost emisiunile în care l-am mai prezentat pe Ștefan, vreau să spun că provine dintr-o familie în care tradiția muzicală este foarte bine ancorată și nu numai muzica în general, ci și instrumentul la care el cântă. Bunicul lui și primul lui profesor este în continuare concertmaestru la Filarmonica de Stat din Arad, deci primul violonist, cum ar veni. Lucru care probabil că lasă urme foarte consistente în mentalitatea lui Ștefan și în evoluția lui. Ștefan, mi-a spus tata că de când nu ne-am mai văzut, și tata și mai ales bunicul, mi-a spus că ai obținut o serie de succese. Eu să te rog să începem cu ceea ce știu că nu-ți place chiar atât de mult, cum îți place vioara, și anume cu învățătura la cultură generală. Acolo cum termin tu? Eu știu că și acolo ești un elev silitor și că notele tale sunt bune. Încă nu s-au încheiat mediile. Dar orice elev știe în principiu. Dar, în principiu, nota, să zic, media, Nu, nu neapărat. în principiu, având în vedere cât am lipsit din cauza concursurilor, mie mi se pare că am o prestanță acceptabilă. Prestație, da. Prestație. Hai să sărim peste capitolul ăsta peste care și tu dorești de multe ori să sari și să îmi povestești despre evoluția ta în anul acesta de vioară. Ai rămas să studiezi cu bunicul tău, da? Da. Ați parcurs o mulțime de materiale și nu doar le-ați parcurs, ci le-ați prezentat și în cadrul unor întreceri. E în muzică, mi se pare, un lucru care nu ar trebui să se întâmple concursurile, pentru că este foarte greu de celat, mai ales când sunt sensibili egali concurenții. Nu există niște criterii extrem de clare după care să fie clasificați acești artiști care se prezintă. Și totuși se practică această ierarhizare. Tu ai participat la câte concursuri În de la general, începutul anului, de de la la începutul începutul anului anului, acesta? primul a fost Olimpiada. Prima oră a fost Olimpiada Zonală la Reșița, unde am luat premiul întâi cu excelență, ceea ce însemna să mă calific în etapa națională. Etapa națională a fost la Cluj, unde am luat mențiune. După aia a fost cel mai important concurs din anul ăsta,
Rimă Berenescu, un concurs internațional în care erau două etape. Și prima era eliminatoare și a doua finală. Am concurat cu copii de 16 ani. Am reușit să mă calific în finală și acolo tot o mențiune, prima mențiune am luat, care a însemnat foarte mult și va însemna foarte mult pentru mine. Mă bucur. Ai mai fost și la alte Da, întreceri? după Sinaia a fost Deci Remember Enescu a fost la Sinaia. da, la Sinaia, Unde? Chiar la Vila la Luminiști? Vila Luminiș, la Casa Memorială George Enescu. Și după aceea, peste o săptămână, am mers la Bistrița, la un concurs național de interpretare muzicală românească, unde am luat premiul întâi și premiul special pentru cea mai bună interpretare a muzicii românești. Spune-mi, te rog, concursul de la Bistrița a fost pe vârste sau a Pe fost clase, pe clase? da. Da. Înseamnă că pentru vârsta ta tu ești cel mai bun pe țară, nu? Așa Zic cred, ei. da. Și eu zic că ești foarte bun. De altfel, o să avem ocazia, dragi spectatori, să îl auzim pe viu. Astăzi am reușit să realizăm și o conexiune sonoră de calitate în care să putem să încercăm pentru prima dată în emisiunile noastre să auzim pe viu live, adică o interpretare muzicală, dar asta după ce o să mai discutăm puțin, poate chiar după pauză. Până atunci însă povestește-mi ceva despre planurile tale de viitor. Pentru că mă gândesc că la un violonist, chiar dacă în calendar scrie vacanță, nu se prea oprește nici studiul, nici prestația publică. Da, dar la oricare violonist care iubește meseria lui, acest chin, care zic unii că este chin, este vacanța. Urmează peste o lună să plec în Anglia. Nu, până să pleci în Anglia. Eu am înțeles bine sau Da, ai spus mai că am vacanța este un chin? Nu, pentru unii zic că vacanța unde copiii studiez și n-au liber și A, e chinuitor e să nu ai chinuitor să nu ai vacanță. vacanță, Eu dar nu cred că la tine se pune problema. Eu știu că tu cumpli un pic de timp, cum pui mâna pe vioară și asta nu de azi de ieri, ci de când ai pus tu mâna da. pe vioară. Am uitat să menționez că înainte de Sinaia, acum peste 2 săptămâni, o să merg la București la un concurs Dan și Ștefania Cumpătă, național. Și apoi voi merge, Și da, acolo este vreun Anglia. program obligatoriu sau este Nu, liber este o la piesă, o alegere? lucrare la alegere și o lucrare românească. Și e tot așa pe categorii de vârstă? Pe categorii de, ca pe clase, clasa 5 și clasa 6, acolo sunt eu. Adică și concurezi și cu cei de-a cincea și cu cei Da, de-a șasea. E mai greu pentru cei de-a cincea, atunci ca și de-a șasea. Spune-mi, Ștefan, asta deja ai început să-mi povestești despre planurile de viitor. După aceea am înțeles că pleci în în Anglia. Anglia, unde A ieri, câta oră pleci în Anglia? dacă nu mă înșel, cred că a patra oră la acest curs, Procorda, dar în general cred că a 6 oră. Nu sunt sigură. Cred că deja cunoști drumul și mai ales că și tata merge acolo. Mergi cu Bunicul tata. meu, bunicul. Iartă-mă, te rog, sigur că da, bunicu. Și bunicul merge acolo și e chiar cadru didactic, nu de predă, Predă. ține cursuri. Și o altă contribuție a școlii interpretative arădene, faptul că nu numai în Arad se manifestă cunoștințele celor care le-a obținut, ci ele sunt valorificate și în străinătate și nu oriunde, ci iată chiar în Anglia, lângă Londra. Spune-mi, te rog, ce vei face acolo Da, anul acesta? ieri am primit un mesaj, o surpriză foarte plăcută mie. Sunt solicitat la 3 grupuri, dintre care la
Prima o să cânt la vioară, la al doilea la violă și la al treilea la pian. Și cum o să cânți? Tu știu că ești elev la vioară. Da, Ce o să faci? eu pe lângă vioară încerc să caut cât mai multe să învăț, pentru că asta este meseria mea și iubesc să învăț cât mai multe, să cânt la cât mai multe instrumente. Și Da, ai și o trompetă acasă. da, am și o trompetă la Deci care nu numai la cânt. instrumente cu coarde, ci și la instrumente de suflat. Și ei, adică cei din Anglia, știind treaba asta, că pe mine mă interesează și alte instrumente, au solicitat la trei grupuri, vioară, violă și pian. Cât durează cursul acesta? 8 zile. 8 zile. Pentru că într-o altă emisiune, bunicul tău, maestru Șimonca, Artemiu, a povestit un pic mai pe larg despre aceste cursuri la care el predă de 10 ani, de câți ani? De mai mulți ani, cred De că. mai mult decât 10 ani, și care sunt foarte interesante pentru că se adresează unor profesioniști deja în devenire ai muzicii, dar principalul accent am înțeles că se pune pe conlucrarea muzicienilor și pe creșterea spiritului de a face muzica în colectiv. Da, muzică de Și cameră. muzică de cameră se numește aceasta cea mai înaltă formă de colaborare instrumentală. Și aici se făuresc acele relații, acele reflexe ale muzicianului de a nu cânta de unul singur, de a asculta și în dreapta și în stânga, de a se relaționa între ei, cei care cântă, atât ca viteză, înălțime, tempo, dinamică, tot ceea ce ține de realizarea unui sunet, unei construcții sonore cât se poate de perfecte, care să ducă în același loc și să se întoarcă. Este un proces foarte complicat și cu cât mai repede se dobândește acest spirit de conlucrare, cu atâta valoarea instrumentistului crește, pentru că foarte rar violonistul sau alt instrumentist este doar solist, de multe ori el face parte dintr-o formație. Pe de altă parte, și atunci când el este solist, el trebuie să asculte ce se întâmplă în jurul lui și să se relaționeze în jurul lui. Iar asta se poate dezvolta acolo unde mergi tu. Da. Din păcate, în învățământul muzical românesc actual, de specialitate, muzica de cameră este undeva mai către anii de liceu. Voi n-aveți încă în clasele de Nu. gimnaziu muzică de cameră și Nu. tu în mod special ești în orchestră, nu? Da. Pentru merite speciale. Deci orchestra și formația camerală este cea care dezvoltă acest tip de mentalitate de participare colectivă la realizarea unei structuri sonore convingătoare. Să facem acum o pauză și după pauză să ne cânți ceea ce ai pregătit. Nu neapărat pentru asta, știu că o pregătești de mult lucrarea și ai interpretat-o și ai obținut deja mari succese cu ea. Eu zic să lăsăm surpriza pentru după pauză, când vom avea încă o surpriză pe care încă nu o dezvălui. Ne vom întoarce. Zici că are de toate. Are apă, gaz, electricitate. Aici vreau terasa, să stau cu băieții la o bere. Sigur, sigur. A, uite supermarketul la doi pași. Baia. Vreau și o piscină. Aici bucătăria și livingul. Iubitule, știi la ce m-am gândit? Aici punem tabloul de la bunica. Și aici punem canapeaua. Aici o să punem mobila de bucătărie. Și aici cred că o să punem biroul. Sau televizorul. Toate aceste lucruri fac parte din viața ta. La fel și bucuria celor dragi. Via Carmina are case pentru cei nerăbdători și locuri de casă pentru cei care vor să construiască.
Locul tău este aici, în cel mai modern cartier. Via Carmina, parte din viața ta. Fi student la Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad înseamnă garanția unui învățământ de certă calitate, a unui învățământ la cel mai înalt nivel de pregătire academică, dar și o viață culturală studențească bogată, desfășurată în condiții optime de studiu și petrecere a timpului liber. Cu un număr de peste 16.000 de studenți, masteranți și doctoranți și cu peste 50.000 de absolvenți, Universitatea este membră fondatoare a Uniunii Universităților Particulare din România. Universitatea de Vest Vasile Goldiș din Arad. Șansa ta de succes. Sănătatea înainte de toate. Ecomed, aparatură medicală de investigare și diagnosticare adaptată la cele mai exigente necesități ale zilei. Comet, profesionalism și deontologie profesională. Flexibil și pachete atractive de servicii de medicină generală, ginecologie și, în ultimul rând, fizioterapie și masaj. Ecomed, cheia spre prevenție și vindecare. Sedaco Group, apartamente pe gustul tău. Luxul este tot mai accesibil. Prețurile apartamentelor construite de Sedaco Group vor fi întotdeauna direct relaționate cu nivelul chiriilor din piața locală și acest fapt face ca prețurile noastre să fie accesibile. Apartamentele sunt complet dotate cu obiecte sanitare și complet finisate. Blocul Iris 2 este amplasat în partea nordică a orașului Timișoara, la 100 de metri de calea Torontalului, la doar 5 minute de centrul orașului și de Julius Mall. Valorile noastre sunt profesionalismul, atenția la detalii și comunicarea transparentă și onestă cu clienții. Sedaco Group, casa ta de mâine. Vă cânt două părți din suita Arii în stil românesc de George Enescu.
care a fost scris în 1926. Da, cred că în Arad încă n-a fost interpretată lucrarea aceasta. Nu. Deci e o primă audiție arădeană și cei care o ascultă sunt sigur că vor rămâne surprinși de faptul că este atât de puțin cunoscută, deși atât de frumoasă. Te rog frumos! Mulțumesc!
O să te rog să iei loc și acum surpriza despre care vorbeam înainte de pauză, surpriză pentru, atât pentru mine cât și pentru dumneavoastră, dragi telespectatori, pentru că discuția care va urma este împlinirea unei dorințe mai vechi a lui Ștefan, și anume cea de a vorbi despre acel compozitor pe care el îl iubește cel mai mult, și mă bucur tare mult că acest compozitor este Enescu. Acum, vi se pare probabil normal ca un român să iubească pe Enescu, dar după cât ați observat, muzica lui Enescu și mai ales aceasta pe care a cântat-o el face parte deja din perioada de maturitate, este în strânsă legătură probabil cu sonata a treia în caracter popular românesc, în care e vorba doar de caracterul specific al muzicii românești, nu și de citatele folclorice. Deci această muzică pare multora destul de, destul de ermetică, mai puțin melodioasă, mai puțin apropiată de melodica și de stilistica acelei muzici cu care suntem obișnuiți. Și în mod normal, un tânăr, și Ștefan, oricât de matur este violonistic, este foarte tânăr biologic, este atras și este fascinat de această muzică. Spune-mi, de când datează această pasiune a ta pentru Enescu? Sau povestește-mi cum vrei tu, pentru că probabil că ai un discurs puțin structurat, da, altfel. Eu am crescut cu muzica lui Bach, Tchaikovsky și Shostakovich, pentru că asta și acum îi place tatălui meu foarte mult, și asta o dirijam și la 3 ani, Tchaikovsky și... Da, țin minte când veneai la concerte și erai cu o baghetă și dirijai împreună cu mine, și colegii mei se distrau încercând să vadă după cine să cânte, după tine sau după mine. Da, da, diferența era că eu eram în lojă. Da, erai mai sus, da, adică. Da. După ce le-am găsit farmecul adevărat acestui trei compozitori, am mai căutat și am găsit pe Saint-Saëns, care încă îl iubesc foarte mult. Bănuiesc că și pe ceilalți îi mai iubești, nu sigur cred că da, e pus deoparte. Sigur că da, nu, nu i-am pus deoparte. După aceea l-am găsit pe Sibelius, pe Bernstein, pe Berlioz, și în cele din urmă, când aveam eu 10 ani, în 2011, am fost la acest concurs, la Bistrița. Cred că a doua sau a treia oară, cred că a doua oară a fost. Și se vindea la un magazin, se vindea un CD cu cele trei sonate pentru vioară, pentru pian și vioară lui Enescu. Și bunicul meu îi place și lui foarte mult Enescu și a zis să luăm CD-ul, pentru că era și cu un interpret foarte, foarte bun, Antal Zalai, care a fost la noi la filarmonică. Și a zis să îl punem în mașină în întoarcere spre Arad, să vedem cum cântă. Am ascultat și a plăcut. Cele din urmă, într-o zi din 1 decembrie, a fost cântată, pentru că a fost Ziua Națională a României, Rapsodia întâi. Nu auzisem pentru prima oară, dar auzisem pentru prima oară în întregime. Și live, probabil. Da, da. Și din nou mi-a plăcut Enescu și mi s-a părut cumva ciudat să-ți placă două piese care s-au întâmplat consecutiv la același compozitor, să-ți placă atât de mult. Și cum eu sunt foarte... foarte căutător de diamante, am căutat cât am putut și cât de mult am putut despre viața lui Enescu și despre opera lui. De ce îmi place Enescu? Asta este ceva ce nu pot explica.
Nici nu cred că e nevoie. Important e să-l iubești și dragostea asta să se simtă și în interpretare. Așa cum am avut de foarte multe ori senzația că se întâmplă în interpretarea ta. Faptul că tu iubești muzica pe care o cânti și că mai mult decât atât o și înțelegi, dragi spectatori, ceea ce ați auzit dumneavoastră cântând și părând așa improvizatoric, este o improvizație extrem de elaborată și cred că ai studiat mult până să dea senzația de improvizație și de spontaneitate. Este un lucru care este specific muzicii în scenă și ai intuit-o foarte bine. Nu am studiat chiar așa de mult, pentru că având în vedere că muzica Lenescu stă în mine de atâta timp, nu mai e nevoie să caut improvizație, cum spunea și maestrul. Dacă nu caut, dacă cauți muzică, nu o găsești. Dacă aștept să-ți vină inspirație, când era vorba de compus, îți vine imediat, dacă aștept să-ți vină. Deși tot maestru spunea că este 99% transpirație și doar 1% inspirație. Totuși, eu cred că nu acest tip de muzică în caracter popular românesc ai auzit-o de la Enescu foarte mult, doar în ultima perioadă. Sunt sigur că sunt cele două rapsodii pe care le auzi și care sunt cu totul dintr-o altă lume, dintr-o lume tradițională în care sunt citate, sunt înșirate, citate din folclorul orășenesc mai degrabă decât folclorul autentic popular. Și cum te-ai simțit când ai văzut că Enescu cel adevărat este de partea cealaltă, acolo unde nu mai e melodia pe care după audiție poți să o fluieri sau îți rămâne în ureche și îți vine să o zumzăi pretutindeni? M-am simțit scuduit de un fulger. M-am gândit cum am putut eu să stau 11 ani fără să găsesc muzica asta divină. Mulți oameni ascultă, de exemplu, sonata a treia pentru pian și vioară. Nu chiar foarte mulți. Nu chiar foarte mulți. Găsesc într-o... De exemplu, la TVR Cultural, găsesc audiția. Și ascultă, văd că scrie George Enescu, ei, bineînțeles, se gândesc la rapsodie, dar ascult această muzică. În momentul în care aud o disonanță, schimbă canalul pentru că lor nu le place. Aceștia sunt ascultătorii care preferă un anumit gen de muzică. Da. Și care nu au disponibilitatea de a înțelege că există foarte multe feluri de muzică și că în fiecare fel de muzică există frumuseți, dar există și lucruri mai puțin realizate. La Enescu nu cred că am putea vorbi despre scădințe. Cred că toate lucrările, nici nu sunt foarte multe, sunt puține, doar 5 simfonii și 3 sonate pentru vioară și pian și dacă am stat să numărăm, sunt sub 50 de lucrări pe care le-a scris. Toate sunt bijuterii. În jur de 30 cu opus. Da. Bine, este opus 1, opus 2 și așa mai departe. Și totuși, ce te atrage la stilul acesta, pe de altă parte și netemperat, pentru că sunt microintervalele. Dacă ați fost atenți, stimați telespectatori, de multe ori ați avut senzația că sunetul nu este curat, el este fals. Nu este fals, așa a dorit Enescu, el folosește deja acele microintervale. Come, 2-3 come, că nu poți să faci sferturi de ton, așa ceva, dar în orice caz, ceva ce în muzica populară este absolut firesc să se întâmple la lăutari, care sunt oamenii cei mai apropiați de sufletul și de spiritualitatea rurală a poporului nostru. După aceea nu au simțit decât foarte, foarte puțin dansant în muzica aceasta. A fost mai mult meditativă,
a fost o melancolie, da. Și lumea dorește ritm, dorește... Nu toată lumea dorește ritm. Tineretul, din nefericire, tineretul nu numai că dorește, ci chiar plătește scump cu bani, dar și cu sănătate, dorința de ritm, își bagă difuzoarele direct în urechi și de dimineață până în seară ascultă aceleași instrumente de percuție care nu fac altceva decât marchează un ritm extrem, extrem, extrem de rigid, care se repetă și te duce undeva într-o hipnoză. Dar acest ritm liber, această scurgere liberă de sunete este ceea ce caracterizează melancolia și acel mioritic al muzicii în scene. Spunem ce dacă ieșim din repertoriul violonistic la Enescu, ce preferi să auzi, să asculți? Dacă tot a venit vorba de Enescu, pot să spun că dacă cineva m-ar întreba care este opera ta preferată și l-aș pune 3 încercări, l-aș pune 5 încercări, l-aș pune 10, 100 de încercări, n-ar reuși să ghicească Oedip, pentru că mulți dintre, nu știu, chiar există. Și muzicienii, mai vorbim și de oamenii comuni, nu cunosc că nici măcar faptul că Enescu a scris o operă. Da, aici ne întâlnim pe un teren comun și eu sunt unul dintre îndrăgostiții de Oedip. Multă vreme m-a pasionat inclusiv studiul operei respective și m-am bucurat nespus când am descoperit înregistrarea integrală pe care a făcut-o opera din București la un moment dat, și mai mult m-am bucurat când am pus mâna pe manuscrisul operei, care a fost editată în condiții excepționale grafice, era așa un ceaslov așa grea, și am putut să ascult și să văd în același timp ceea ce aud. Și mare mi-a fost mirarea când marea distribuție și extrem de valoroasa distribuție și orchestra care a acompaniat-o nu a respectat întotdeauna ceea ce scria acolo. Și atunci am înțeles pe maestru Ion Baciu, când la unul dintre festivalele George Enescu a avut ambiția că, având la îndemână la ora aceea cea mai bună orchestră simfonică din țară, Filarmonica Moldova din Iași, să refacă opera, înregistrarea operei Oedip de Enescu și să fie editată și prezentată publicului. Din nefericire, au mai existat încă încercări, spun din nefericire pentru că nu toată lumea este de acord cu realizarea pe care un regizor de talie mondială a făcut-o, a pus-o în scenă la București într-un alt festival Enescu și care s-a discutat multă vreme. Regia, muzica a fost foarte frumoasă. Spune-mi, ce-ți place la Oedip, în afară de story? Mă pasionează stilul de compoziție, ca un fel de narațiune a melodiei. El, Enescu, de-aia pune aceste sferturi de ton, aceste come. Pentru că el, în 1901, a auzit un mare actor de pe vremea aceea, Unesu Li, interpretându-l pe Oedip. Da, nu pe Oedipul cântat, ci vorbit. În parte de teatru, și acolo Munesu Li, și așa era pe vremea aceea stilul declamator în care se folosea o exprimare aproape cântată a textului.
De altfel, a mai fost un compozitor contemporan, Schönberg. Schönberg, unde mari inovatori ai muzicii secolului 20, secolului deja trecut, a fost cel de numele căruia se leagă o exprimare sonoră care la ora aceea era revoluționară pentru spațiul cultural în care se întâmpla tot în centrul Europei, unde melodia trebuia interpretată cât se poate de exact, sunetele trebuiau cântate acolo unde erau puse și intervalele erau, chiar dacă disonante, erau foarte precise. Ori în cântul vocal, Schönberg a introdus ceea ce se numește Sprechgesang, cântarea vorbită sau vorbirea cântată. Lucru care pentru noi est-europenii cred că nu ne-a frapat aproape deloc, pentru că rugăciunile noastre din Biserica Ortodoxă, dar chiar și din cea catolică, sunt vorbite, cântate, psalmodiate în orice caz, și acolo cântarea asta în care e mai multă vorbă decât intonație și intonația nu este foarte exactă, este tipică pentru noi. Te rog, spune mai departe dacă vrei cum s-a desfășurat mai departe întâlnirea ta cu Enescu. După ce am ascultat în întregime și am urmărit subiectul operei care l-a, libretul care l-a scris Emon Flegg, n-am căutat, muzica a venit pur și simplu, căutând mai multe date, manuscris, partitură de Oedip. Printre toate am găsit simfoniile, printre care a treia mă impresionează cel mai mult, în do major cu cor, a cincea. Despre a cincea, care este doar în într-o schiță, pentru că ea a fost terminată de Pascal Bentoy. Pe de o parte, există și o variantă terminată de maestru Cornel Țăranu la Cluj, dar cea care este preferată de bucureșteni, care dau tonul, este varianta Pascal Bentoy. N-am știut că da, este. Am știut numai mai este și o schiță de operă de Strigoi. Strigoi, da. Care este tot într-un stadiu în acesta de schiță neterminată. Dar nu, prima audiție a fost în 1976 la Strigoi. Dar nu și este cântată deja. Da, dar nu în formă cu orchestră orchestrată, deci variantă de. Am văzut doar afișul. Da. Spune-mi, te rog, din punct de vedere violonistic, există diferență în interpretarea ca tehnică violonistică? Diferență, simți tu o diferență în abordarea muzicii romantice de care vorbeai și știu că ai cântat Saint-Saëns, știu că ai cântat Monti, Ciardaș și alte lucruri deosebit de romantice care sunt pline de robustețe și de temperament, și această muzică meditativă? Dacă este o diferență? Da, dacă tu simți vreo diferență la tehnica pe care o folosești. Tehnica în romantism este destul de grea. Bine, tehnica este grea în toate și da, dacă cânti cântecel de leagăn sau ceva pentru copii, dacă vrei să-l cânti ca lumea, este greu de cântat. Da. Dar mânirea arcușului, să zicem, este altfel, sunetul este obținut altfel la Enescu sau la muzica secolului 20, sau este tot cântarea aceea robustă, în coardă, cu vibrato puternic, cu... Este altfel, nu? Cred că este singurul compozitor Enescu care, dintre câți am cunoscut eu, care cere unele note, cere să fie nevibrate, ceea ce un asemenea lucru la romantism nu era deloc obișnuit. Sigur că da. Bine, aici deja intrăm iarăși în discuții legate de stilistică,
pentru că știi că mai nou există un curent în interpretare care spune că datorită faptului că pe vremea lui Bach vibratul, acea mișcare a sunetului foarte imperceptibilă și extrem de rapidă și care dă o calitate specială sunetului, Bach se cânta nevibrat. Și nu numai Bach, ci și Handel și chiar și Mozart pe la început, și atunci acest șef de școală și dirijor încearcă să convingă lumea că Bach trebuie cântat nevibrat. Pentru urechile omului de secol 21 care și-a format imaginea despre sunet că el trebuie să fie vibrat și foarte bogat în armonice și cât mai cald și mai catifelat, sunetul nevibrat și către sârmos este ceva care nu place, nu atrage. Iar aceasta sunt cele două tendințe în interpretarea de acum, începând din secolul 20 deja s-a ajuns la asta. Dar faptul că că un compozitor indică în mod special faptul că un sunet începe nevibrat și pe parcurs se vibrează sau invers, vibrezi și după aceea sau nu se vibrează deloc. Combinarea sunetelor vibrate cu nevibrate țin deja de stilistica specifică secolului 20 a limbajului muzical și probabil că la unele compoziții te vei mai întâlni cu ele. Dar Enescu le îmbină în mod foarte, foarte frumos și echilibrat în așa fel încât tranziția este extrem de convingătoare de la sunetul nevibrat la sunetul vibrat sau un contrast foarte frumos între sunetele vibrate și câte un sunet care rămâne nevibrat și aceste lucruri deja fac parte din măruntaiele muzicii, din subtilitățile atât a celor care cântă cât și a celor care ascultă. Cineva care știe să aprecieze așa ceva deja a ajuns să poată să distingă niște lucruri, niște subtilități ale muzicii, peste care probabil cineva care nu a ascultat atâta muzică sau n-a fost pasionat de detalii, trece cu ușurință și nici nu devine semnificativ. Eu mă bucur că tu ai remarcat treaba aceasta și că de altfel nu numai că ai remarcat-o, ai și n-ai interpretat-o instinctiv, sunt sigur că ești conștient de tot ceea ce faci și mă bucur că știi să dozezi și să nu abuzezi de anumite lucruri, pentru că foarte repede și foarte ușor s-ar putea cădea în desuietitudine sau într-o interpretare exagerată în care să dorești să storci lacrimi de la spectatori, dar a fost o interpretare echilibrată, așa cum e toată muzica lui. Da, așa e. Ștefan, eu îți doresc foarte multe succese în continuare, în primul rând la concursul de la București, unde sunt sigur că vei fi remarcat din nou, pentru că, stimați telespectatori, practic lumea muzicii românești și internaționale nici nu este de atât de mare. Oamenii se cunosc și la un moment dat se știe de acum că Ștefan Oprița este un băiat la Arad care cântă foarte bine și care este extrem de studios și care este foarte bine condus de către cei care îl menegeriază profesional și din alt punct de vedere. Și aceștia deja cred că îl așteaptă cu curiozitate la fiecare concurs unde fie că sunt în juriu, fie că sunt ca și atașați de presă și sunt sigur că și la București deja lumea știe că dacă tu vii, e pericol să nu se mai poată accede la premiul cel mare, pentru că Ștefan de obicei, când concurează cu cei de vârsta lui, reușește să convingă că este cel mai bun. Eu de fiecare dată când merg la un concurs, nu cânt, în primul rând cânt pentru plăcerea mea și ca oamenilor de acolo, jurului și spectatorilor puțin care sunt acolo, să le placă ce cânt. Și mie în același timp să-mi placă. După aia vin gândurile pentru premii.
Și dacă se întâmplă să puști de gândul tău cu premiul, e și mai bine, nu? Da. Și mai departe îți doresc drum bun în Anglia, să faci o figură cât mai frumoasă acolo, să te simți de folos și la pian și la violă și evident la vioară, și să te întorci cu bine și să ne povestești cum a fost. Stimați telespectatori, vă mulțumesc și sper că ați putut aprecia faptul că un tânăr de 12 ani este îndrăgostit de o muzică pe care foarte multă lume evită să o abordeze pentru că îi se pare puțin ermetică. Enescu nu este ermetic dacă sufletul unui copil ajunge să vibreze și nu numai la ascultare, ci și la interpretarea acestei muzici, cu siguranță că este o muzică mare. Ne vedem peste o săptămână, la revedere!